Bună ziua, dragii mei! Sunt dr. Ana Maria Apostol, medic orele. În episodul de astăzi vreau să vă vorbesc despre o patologie destul de frecvent întâlnită la copii, o afecțiune respiratorie care îi panichează foarte mult pe părinți, în mod special și nu neapărat pe copii. Voi vorbi despre crup, despre o infecție respiratorie laringotraheală care poate să dea niște simptome destul de supărătoare și destul de agresive și mai ales să panicheze adultul, părintele. Acest crup este o infecție acută a mucoasei respiratorii, o infecție de ce mai multe ori virală, nu cu o infecție bacteriană. De cel mai multe ori ne prezentăm la camera de gardă pentru această infecție. Este un debut de răceală. Crupul laringian, cum îi spunem, se manifestă prin următoarele simptome care sunt destul de agresive și supărătoare, cum ar fi. Vom vedea că în timpul nopții copilul se trezește tușind, având o tuse lătrătoare, cu o voce răgușită, o tuse metalică și nu mai poate să mai respire cum trebuie. Îi auzim respirația șuierătoare și apare un wheezing și un stridor, nu mai poate să inspire cum trebuie. Pe lângă aceste simptome care ne panichează din prima, mai apare și febră înaltă, peste 39 de grade și un nas înfundat și chiar secreții nas. De cel mai multe ori aceste afecțiuni apar noaptea. Părintele se panichează, copilul se agită, plânge și din start totul se va agrava. Deci în primul rând, părinți, țineți minte când apar astfel de simptome. Nu vă panicați, fiți liniștiți, liniștiți și copilul. Și când apar astfel de simptome, într-adevăr ar trebui să veniți la camera de gardă a unui spital de pediatrie. În acel moment, medicii îl vor consulta, vor vedea că este vorba de o inflamație acută a mucoasei respiratorii și conform analizei de sânge vom vedea că este virală patologia, cauza și nu este bacteriană și primul lucru care îl vom face, vom administra cortizon. De cele mai multe ori este injectabil acest cortizon. Această injecție cortizonică va scădea foarte mult inflamația mucoasei și va da la o parte toate aceste simptome supărătoare, această inspirație greoaie, această respirație șuierătoare și această tuse. Dar în multe cazuri nu este suficient doar această injecție cu cortizon, ci de multe ori ajungem și la nebulizări aerosol cu adrenalină. La camera de gardă a spitalului, de ce mai multe ori copilul se liniștește și vom putea să-l trimitem la domiciliul cu un tratament acasă, care acel tratament va fi unul antiinflamator, antialergic și de curățarea nasului în permanență. Noi îl vom ține pe copil la căldurică, în mediu cald și umed. Și în 3-5 zile acest grup se va remite și copilul va fi bine. În 10% din cazuri, acest crup a să aibă și o origine bacteriană pe care o vom vedea în analizele de sânge și pentru care vom administra antibiotic. Crupul laringian apare de ce mai multe ori la copiii mai mici, între 6 luni și 2-3 ani. Într-adevăr, creează panică în rândul vostru al părinților, dar în primul rând trebuie să vă liniștiți dumneavoastră și atunci se va liniști și copilul. Mai multe informații despre această patologie puteți să o întâlniți în următorul meu articol despre crupul laringian. Vă mulțumesc!